Zero. N-a contat absolut deloc pentru mine, pentru că eu, eu cum am zis eu, că m-am dus... I Ai cola acolo, cola. Stai, nu, nu, ok. Așa. Eu, când m-am dus înapoi acasă în Cipru, după ce ne-am cunoscut, noi am vorbit mult, vreo N-a contat deloc că e băiatul lui Nicolae Guț? Pentru Nicola mine, deloc. Eu n-am treabă ei cum el, cine e tata lui, cine -i... Nu, mie mă interesează fix el să cum se comportă okay. cu mine, să mă iubească, să mă respecte, eu asta. Și invers, invers. Și invers nu, nu, nu putea să fie un lucru rău faptul că au lăsat de băiatul rugut, cine știe câte fete a mai avut sau te-ai gândit? Bine, normal că. Bine că m-am gândit și eu la multe chestii și am discutat cu el multe subiecte și cu despre tatălui, despre, și despre mine și despre el, dar pentru mine n a contat. Să zic că, ok, în avantajul meu nu am... Iartă-mă dacă am înțeles bine. Nicolae te-a dus acum a, și voi locuiți cu el împreună, nu? A, la îndămăroaia? Nu. nu, ei locuiesc tot în apartamentul. cumpărat de mine pentru Alberto. Pe tu. Aha, aha. <răși> ok. Da. Mare lucru, înseamnă că te-a acceptat și te-a validat într-un da, fel sau altul Nicolae Goță. Ca fi nora lui. Da, mă simt acceptată, 100%. Nu el este deja bunic, dacă nu mă șel, este bunic. De la, de, de la mai mulți și De la mai Și străne? Străbunic? Nu cred. Da. Și străbunic? Eu sunt la moșule, ce tânărești. Zi, ai de gând să-i mai faci un nepoțel? Știi vorba aia? S-au cunoscut, o să avem un nepoțel. Da, frate, da, chiar, chiar am spus că la momentul potrivit să dea drumul la producție. <laughs> la producție! Dar cum a zis și Alberto, când vrea Dumnezeu, Păi, eu ce am spus? La, la, momentul potrivit. Normal, normal. La momentul... Foarte bine, foarte bine. Gata. Bun, Raluca, îți mulțumim mult pentru uh, faptul că te-ai arătat, să zic așa. Uite, te-a văzut toată România. Faceți poze cu ea, cine știe când o mai vedem. Și acum nu te mai duci deloc în Cipru? Gata, v-ați mutat împreună? Da, bine, Păi te-ai surat cu metri, amândoi. ce mai? Te ești surat. Mergem amândoi. În Cipru? Da. Trebuie să înveți greacă, te învăț eu. Da. Lasă că vorbim amândoi. Și vă duceți amândoi în Cipru? Păi când nu fie, da. și pe tata da. și pe frații noștri mai mici. A, în vacanță, genul. da, așa, da, nu ne da, neapărat da. să vă... De stabiliți stabilește aici. Da, da, da. Cu Alberto tot. Cu Alberto, da. nu, ai, nu, te gândești vreun pic că el e lăutar, îți dai seama, e în ochii tuturor. Băiatul Luguță. Oh. Bineînțeles că mă gândesc, dar bine, acum trebuie să am încredere în el. Și în, în, tine. Mine, da, bineînțeles că e greu, dar eu lângă el, îl susțin, avem încredere unul în altul. Nicolae, ce zici? S-a grăbit băiatul? Sau asta e vârsta? Nu din, punctul, e -târziu. nu, din punctul meu de vedere a făcut o alegere foarte bună, pentru că fata noastră e educată, pentru că fata noastră este cu minte, îmi place cum vorbește, îmi place cum gândește e? și asta a fost atul ei. Cel puțin m-a convins că nu neapărat că, vezi, Doamne, sunt eu cine sunt și merită să intre în familie. Nu. Pentru faptul că îl iubește și că ține la el. Asta e cel mai important pentru mine. Raluca, îți mulțumim frumos. Eu vă mulțumesc. Să mulțumim frumos. Uh, bun, mă dau eu puțin la o parte, așa, ca să vină... Uite, tot întreabă toată lumea, uite, dacă te uiți în Raluca. chat... Nicolae, toată lumea spune acolo. Uh, nu uitați că mâine lansează piesă, la ora 2. Mi-a dat iarăși Ionuț Eduardo de da. telefon, Ce piesă lansezi până la urmă? Bă, recurând am realizat cu prietenul meu, cu Ionuț Eduardo, o melodie compusă jumate de el, jumate de mine, Așa. fiecare cu genul lui de interpretare. Și eu cred că, din punctul meu de vedere, cred că melodia va fi... Bombă! Nu neapărat bombă, dar cel puțin, cred că va fi înțeleasă exact așa cum este cântată. Ia o să o să spun o întrebare, dar înainte de toate, vă rog eu din suflet, Doamnelor și Domnilor, dați-ne și nouă o urmărire generală aici, la Cont. Toată lumea, vă rog eu, unde aveți butonul ăsta cu urmărește, loviți-l, pentru că vreau să-i pun câteva întrebări care uh, vreau să fie pildă pentru toți cei care cântă astăzi, pentru toți colegii noștri pentru toți cei care sunt la început de drum. Nicolae, nu știu dacă îți mai aduce aminte de Stelica al nostru de la. Nu mai puțin. Uh... Deci, mâine la ora 2, da. melodia care am realizat-o cu Ionuț împreună, deci va fi lansată. Eu, încă o dată, mi-am pus mari speranțe de această melodie, pentru că este o melodie, ca de altfel toate melodiile mele cântate din suflet, chiar Ionuț e ok, și ca om, și ca interpret, sau ca, cum îi spun eu, sau cum îmi place să spun eu, lăutar, că până la urmă da, 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 da. da, da, da. eu asta mă consider lăutar. Și atunci, eu cred că melodia va prinde. Ei, lăsăm publicul să-și dea Absolut și îți promit, în promit că mâine seară, după ce apare piesa, mâine seară voi intra pe live și o voi distribui și eu o voi face cunoscută și o voi promova cât pot de mult. Întrebarea mea este următoarea. Uh, mare atenție la următoarea asta, la întrebarea asta, dacă vreți să filmați, ăsta este momentul pentru că o să încep să-i pun anumite întrebări. Și vă rog eu mult de tot, mai dați tap tap și share-uri cât mai multe să creștem în 10.000 de urmăritori uh, în acest moment. Vă rog eu mult de tot, tap tap de astea, pentru că aceste uh, aprecieri ne aduce o mai mare, sau ne aduc o mai mare audiență. Și tap tap uri toată, vă rog, din suflet. Și toată lumea follow pe Instagram Alberto Guță 17. Ați Acolo auzit, o să da? se anunțe mai multe chestii și piesele de Lesco cu tata și pe TikTok Alberto Guță 17. Așa sunt peste tot. Uh, bun, revin la întrebarea asta. Auzi, bă, Alberto Guță 17, asta e. Uh -huh. uh, fii atent, îmi aduc aminte că vorbeam cu Stelică. Îl mai ții minte pe Stelică de la AMA? Da. Și... Da. mai ții minte, da? Am avut... Uh, stelică nemuritorul. Da, Stelică nemuritor. Fii atent. Uh, povesteam cu el la un moment dat că Aveai anumite piese pe care le trăgeai în 4, 5, 6 ore. Și că lumea te simțeai tu jenat și îi rugai să iasă afară pentru că te exteriorizai și plângeai la propriu atunci când cântai o piesă. Deci plângeai la propriu. Și acum, și acum am rămas fidel muzicii. Fidel. Să zic eu așa, și sincer cu mine, în același timp. Okay. Și pe această cale, vreau să. Sau, mai bine zis, n-aș putea să trec cu vederea să nu amintesc că, din punctul meu de vedere, sunt doi mari compozitori. Unul este eminescu, din punctul meu de vedere, al manelelor sau. A muzicii în general, el se numește, din punctul meu de vedere, Domnul Marius de la Focșani. Da. Ce să mai spun, mâncați aș gura ta, așa, așa cap, așa dar, așa voce. Și unul dintre ei este de Marco. Oameni care, pe parcursul carierei mele, și-au lăsat amprenta în modul și în stilul meu de interpretare. Le mulțumesc din suflet. Și mă simt onorat că... De Marco este aici, scrie ceva, te rog. Știu Ce că el este în fiecare seară aici alături de mine. Totodată pot să spun că și colaborarea cu NEC, da. cu NEC al nostru, care... Ce să mai dau încolo și încoace, dacă n-aș fi avut șansa să mă întâlnesc cu acești oameni, probabil că modul și felul meu, sau genul meu muzical ar fi fost mult mai sărac dar datorită lui Marius de la Focșani, Ce cuvinte frumoase. datorită lui De Marco, datorită lui pot să spun că am avut marele sau pot să zic am fost o vieții prin faptul că am întâlnit acești oameni și mi-au schimbat pur și simplu, nu radical. M-au dus într-o altă lume, muzicală. Și eu le mulțumesc pe această temă. Ma, frumos. Dar e de că tu plângeai la propriul momentul Și acum plâng. plâng. La fiecare melodie de alu de Marco, la fiecare melodie de alu Marius de la Focșan, dacă mi-au atins sau lat, mi atins latura mea sufletească, așa am curs, curs la crimele. Stelică povestea că tu în timp ce cântai plângeai. Exact, exact, pentru că uh, nu vreau eu să scot nimic în relief și nici în evidență, dar din punctul meu de vedere, sau pentru mine, asta a fost uh, cheia succesului pentru mine. M-am implicat și în așa fel am pus muzica deasupra chiar a familiei mele. Deci, am, dacă stau să mă gândesc și mă caut așa pe camera de luat vedere a vieții, mai mult am fost în, să zic eu, în cultul muzicii sau în altarul muzicii, ca așa numesc eu, ceea ce eu fac decât cu familia mea. Că am fost musafir. M-am dedicat muzicii întru totul. Și mă voi Frumos. dedica, mă voi dedica până când voi fi eu pe acest pământ. Câte zile voi mai avea și când nu voi mai cânta, am să rămân să compun, am să rămân să fac piese. Adică eu nu vreau să părăsesc muzica, pentru că uh, muzicii datoresc totul. Frumos spune te rog, fii atent întrebare. Care este viciul pe care îl are Nicolae Guță? Ce viciul ai? Muzică. Și în afară de muzică? Muzică. Și după aia muzică? Și copii. copii, copii. nu? Astea sunt. Da. N-ai niciun viciu de ăsta. Eu unul n-am auzit niciodată să fie avut ceva. Frate, aș face pe să spun că nu am defecte sau e, aș defecte? face pe nu știu ce, pe nu știu cum să o dau încolo și încoace. Nu. În viața de zi cu zi eu duc o viață, să zic eu așa, sunt un familist îndrăit. Copii, muzică. Sau mai, mai, mai bine zis, muzică și copii, mai ales ei amici, ai mei Eden și cu Selim. Ce să spun? Nu am cuvinte să definești ceea ce simt pentru ei. Dar uitându-te la copii, la nepoți, la uh, care crezi tu că are cele mai multe șanse să îți calce pe urme, sau toți. Sau că nu este vârsta sau muzica nu ține cont de gena familiar. Din păcate. Ați auzit o pasta, da? Și nu uitați că în podcastul pe care anterior vreau să vă spun că ne-a spus Nicolae Guță că el nu provine dintr-o familie de lăutari. Deci, din punctul meu de vedere, a nu înseamnă că dacă eu am cântat și acum cu toată modestia, că mi-am personalizat un stil. Acum fie el plăcut, fie neplăcut. Mă rog, nu vreau să... văd aici, îi urăm lui Marius de la Focșani în sănătoșire grabnică. La ce vă referiți? Iertați-mă, dar știți voi ceva și nu știu eu? Ce s-a întâmplat cu cu Marius de la Focșani? Ok. Uh, o să citesc eu comentariul. Uh, bun. Deci nu ține cont de genă. Da. Și nu ține cont nici de uh, mă rog de ceea ce știu eu am putea numi bă Guță cântă, așa trebuie să cânte și copilul Nu. Exclus, din punctul meu de vedere. Fiind apropiat de tine și fiind consider prieten, chiar mă consider prieten tău și îți mulțumesc chiar de suntem prieteni. Îmi amintesc cât de mult, cât de mult ai suferit atunci când a plecat dintre noi fratele tău pe care eu l-am cunoscut. Și mi-aduc aminte că ai fost druncinat pur și simplu din punctul ăsta de vedere. Sunt și acum. Sunt Pierderea și lui a fost sunt foarte... Și, și, pierderea lui va rămâne o rană în sufletul meu pentru toată viața. Ca și, Fratele... Eu, ca și tatăl meu. Să ți e frică de moarte? Mi-e frică, pentru că nu cred că există om să nu-i fie frică de moarte. Dar, știi cum e, tata meu spunea o vorbă, toți suntem muritori, dar să nu-ți grăbești tu singur moartea. Da. Omul, uneori, din din păcate, poate să-și grăbească mai repede sfârșitul, prin niște vicii sau știu eu, lucruri pe care n-ar trebui să le fac. Acum, eu nu vreau să, să, să generalizez ceva. cazul, mă refer strict legat la mine, sublinez cu o mie de, de liniuțe. Și am căutat pe parcursul timpului cam pe unde am greșit și ce am știut eu că bă, chiar poate să mi-aducă, de ce nu? dacă tot despre asta mai întreba chiar sfârșitul, e căutat da cât uși de cât să repar ceea ce este stricat în felul meu de a fi sau poate, hai să zicem, chiar în caracterul meu. Na. Ești credincios? Te duci la biserică? Sigur că da. Sigur că da. Păi, dacă nu crezi în Dumnezeu, e sfârșit. Uite, fii atent. Văd aici foarte multe persoane. Din momentul în care tu ai intrat pe live și înainte să, când am anunțat că vei veni, Toată lumea scrie. Nu toată lumea. Mare parte. Regele. Uite, Lucas, regele, regele, regele. Uite, uite, regele. Vezi? Oamenii, oamenii ăștia. Atunci când a fost aici Adrian Minune, la fel oamenii scriau. Regele, regele, regele. Dacă îl văd oamenii pe Florin Salam, la fel. Regele, regele, regele. Guță, cine e regele, frate? Mă frate, știi ce se întâmplă? Lumea. Este foarte mare. La fel ca și muzica, nesfârșită. Și fiecare lume are, să zic eu, interpretul preferat. Sau, mă rog, sunt unii oameni din lume, sunt fanii, mă rog, poate mei, alu colegii mei, sau fiecare este liber să iubească, să asculte muzica oricăruia dintre noi. Eu, la rândul meu, nu m-am considerat nici rege, nici împărat. Doar știu atât că sunt bine așa cum sunt și unde sunt, din punct de vedere profesional, nu vreau nici mai sus și nici mai jos. Mulțumim Domnului! Păi mai sus nu s cred că mai există, unde mai sus? Mulțumim Domnului, slavă Domnului, slăvit să fie Domnul, pentru că a făcut din mine un nei ca nimeni să ajung unde am ajuns. Te simți că te-a atins Dumnezeu, că ești iubit de Dumnezeu? Da, sigur, sigur că da. Sigur. Stii, adică, uite, vorbeam odată cu Adrian, a fost și el invitat aici. Sigur. Și îmi spunea că și el a simțit. Îl salut și le respect colegul nostru de o viață, la fel și cumătru Salam, prietenii noștri, colegii noștri. Guță, la to din toată cariera ta, ai mii, mii de melodii, nici nu mai știu câte piese. Care este cea mai frumoasă piesă uh, pe sufletul tău? Care e? O asculți tu cu drag, de fiecare dată. Pentru mine toate sunt frumoase, pentru că în fiecare piesă am lăsat cât am putut din sufletul meu. Băi, ce vorbe are, bă! Păi pune! pune! Oh, Și asta, uite, poate să-ți confirme Marius de la Focșani, poate să-ți confirme Nec, să-ți confirme, să confirme de Marco, sau uh, negativiște cu virgula virgulă în care eu am lucrat. Eu da. n-am trecut printre ele așa, fictiv, bă, hai să o cânt și pe asta la număr, nu, în fiecare piesă m-am implicat întru totul și am pus suflet atât cât am știut, aș fi cântat poate și mai bine, și mai mult, sau... la mine când e vorba de muzică, sau de a imprima sau de a interpreta, nu există barieră de timp, nu există plictiseală, nu există că eu mă grăbesc, nu există nimic, nu. Uh, Fii atent, au apărut acum, uite, Leo de la Roșiori, a apărut uh, uh, Alex Botea, Iuli uh, Neamțu și multe, multe alte nume, îmi cer scuze față de toți cei care îi omit, uh, să spunem, Bogdan de la Ploiești și mulți, mulți alții îmi cer scuze. Guță, este vreo diferență, fără să dăm nume, este vreo diferență între muzica uh, în, pe, de pe vremea ta, așa cum se cânta la treabă, și muzica din ziua de astăzi? Dacă stau să mă gândesc, diferența este că sunt influențe din, să zic eu, din, din hip-hop, din muzică ușoară, din, adică, dar structura. Tot ori mergi pe patru, ori mergi pe doi, mă refer ca structură, ca metrică. Tot... A, dat fiind faptul că genurile de interpretare diferă. Aici fiecare își lasă... Ascult și muzică de la alți colegi de te Sigur că da. da. Sigur că da. Dar fiind faptul că nu prea am timp să-mi ascult nici melodiile mele, dar totuși, ascultăm. Ascultăm, mai ales mm. că sunt melodii care... De ce să nu recunoști și de ce să nu dai cezarul ce alt Cântate frumos, din punctul meu de vedere, stimă pentru toți băieții ăștia tineri care au evoluat, care sunt, stimă pentru ei să meargă înainte. Guță, care e cel mai bun prieten al tău din muzică? Coleg și prieten. Ai vreunul? Eu sunt prieten cu toată lumea. Deci eu întotdeauna n-am căutat, sau mai bine zis, n-am suferit de mine. Și n-am invidiat pe nimeni. Și asta ai văzut și tu, că ne-am da, întâlnit... Da. De foarte multe ori, la atâtea concerte, salutăm și pe domnul Angel pe această cale. Angel Stoian. Da. Mai trăiește? și ce face Angel? Bă, eu sper În că. Angel. O... Era cu Dan Angel, mai țin minte. Da. Cu nebunul. Da, da, da. Băi, frate, iertați-mă, trebuie să vă spun o chestie. Fiți atenți. Vorbim despre Nicolae Guță. Eram în turnee și uh, înainte să, eu mergeam cu Niki, eu eram în trupa LG alături de Niki și am plecat în turneu în toată România. Voi fraților, uitați-vă bine la omul ăsta, voi vă imaginați că înainte de cântare a oprit la o, la o alimentară și a luat salam cu pâine, cu slănină, cu muștar și mânca în spatele scenei alături de noi? noi ne uitam și nu ne venea să crede, ne uitam, băi, nebun, mănânc, băi, ești nebun. Este un om de o simplitate exagerată. Oricine ar fi în pielea lui ar fi schimbat 100%. N-ai cum să rămâi, să fii atât de iubit de toată România asta și în afară și să rămâi așa. Adică, nu știu, trebuie să fii prea puternic ca om. Și uite, urmează întrebarea cum era la aia. Cât de greu e să fii Nicolae Guță? Ce responsabilități? Cum e să mergi pe stradă? Cum e când îți sună telefonul? Băi, tatăl meu spune așa că lumea lume peste tot. Înțelegeți? Da. Și noi trebuie să fim ca lumea. M Ai înțeles? A, da, deci da, lumea da. lume peste tot. Și noi trebuie să fim ca lumea, mai înțeles? Nu este greu să fim pielea ta. Important este să ai, să știi să te conduci, să ai stop, să ai și frână. Cineva îmi spunea, bă, viața o poți considera ca și un drum. Și zis, cum, adică? Da. Cu priorități și cu da. stopuri, ai înțeles? Așa e și viața. Dacă ai cât de cât. Oarecare frână în ceea ce faci. Este ok. Nu este greu să fii. Poți să fii și Biden sau nu știu. Good Trump. Vorbim de o oră și nu ai niciun dezacord verbal. Nu ai făcut nicio greșeală și acorzi perfect subiectul cu predicatul. De Câte clase ai tu? Eu. Da. Am Două clase și două săptămâni din a zecea. Nouă clase? Da. Ah, nouă clase. Bine. Da, și două săptămâni din a 10-a. Și în a, a 10-a și mi-am zis mama, bă, acum tu ești însurat. Ești la școală, cât să te mai ții. Câți copii aveai în clasa 10? Nu, nu. Pentru că, deci m-am căsătorit pe a 8-a. A 8-a spre a 9-a. <laughs> <laughs> în clasa 8-a te-ai însurat? Deci, da, dacă eu mă amintesc bine, la 14, nici nu plinisem eu 14 ani și m-am căsătorit. Așa că eu consider că poate și aceasta a fost motivația. Păi Pentru Alberto, care... Alberto, dacă se însoară acum la 17 ani... Înseamnă că e bătrân. E bătrân deja la 17 ani. A, deci, probabil că și aceasta a fost motivația de a lupta, de a fi luptător. Și am avut pe omul Te usta, responsabilizează mai repede. Sigur, și am avut pe omul ăsta tatuat aici. Îndoctrina de el. Uite, legat de tatăl tău, mă tot gândesc. Înseamnă că omul ăsta a avut o amprentă asupra ta Nu am amprentă. Am Datorită lui, prin el, prin ceea ce eu trăiesc și acum, prin ceea ce m-a învățat el sau ce am învățat de la el. Înțelepciunea lui. Înțelepciunea lui, da, bine spus, înțelepciunea lui. Da. Uh, când erai de vârsta lui Alberto, sincer, nu prea l-ascultai. Erai rebel. Când eram de vârsta lui Alberto, deja nu-l mai aveam. Ah. Deci, când am împlinit eu 15 ani, aproape 16 ani, el a murit. Și a ah. rămas. Vai steaua mea și vai pământul care l-am călcat eu. Oh, Serios. Uh, da. Și să de unul singur și, și sărac și prostan și tânăr și de este Ai avut noroc? Da. Mă consider un om ajutat de soarte. Foarte norocos. Nu norocos, foarte norocos. Povestea în podcastul trecut că erai mic, urât și cu mustață. da. <laughs> <-t> <laughs> Vedea, când, când m-am dus să, să... Recrutez? Da, să recrutez. Și la mine, cum trec? Tu Deja aveam trei copii mâncați aș gura ta. Se recruta la 18 ani, ca să știți Vorbim despre armată, că tot este subiectul ăsta Și când a trebuit să se să recruteze El avea trei copii deja Da Și, și l-ai făcut și... Da, și după aceea a venit că dacă copilul împlinea șapte ani și tu făceai nu știu ce vârstă, te lua înapoi la armată. Și am făcut și pe al patrulea, ce <laughs> crezi? Am făcut și pe al patrulea și până la urmă tot la armată vreau să mă ia, că eu, copiii, nu, copiii erau mai repede făcuți decât era baremul respectiv. Aha. Ai înțeles? Da. <laughs> Și a făcut și al patrulea copil. Și tot așa. Ce vrei? Asta e. Eu pot să spun că chiar m-a iubit Dumnezeu și pe această cale n-am cuvinte să mulțumesc laudă lui. Și prin faptul că mi-a dorit copii pentru mine este o binecuvântare. Iubesc pe toți. Și pentru fiecare am făcut ceea ce trebuia să fac eu ca și părinte. Adică nici Nu, nu, nu vreau să-mi aduc lauri sau laude sau nu știu ce. Nu, dar eu am contat dacă mi-am asumat, dacă copiii au fost uh, rezultatul relațiilor mele, mi-am asumat. Am fost un om asumat și la fiecare am făcut ce trebuia să fac. Nu vreau Mare. să mă intru, intru în amănunte sau no, no, în, po no. în polemică, nu e cazul. Iubesc pe toți, asta este acum. Acum că, văd tatuajele că aia... astea pe mână, Eden și Selim. Cu care, cu Eden ei și cu Selim dai sau cu Selim dai și cu Eden Cum? Mă <laughs> depinde ce iau și cum dau. <laughs> Frumoase tatuajele. Spune într o cum, cum l-ai simțit la primul eveniment pe Alberto? Cum l-ai simțit tu pe Alberto? Și tu, Alberto, cum l-ai simțit așa? E ce trebuie, adică îl vezi de viitor convins fi că dacă aș fi crezut că nu are șanse, astăzi nu era cu mine nici măcar aici să vorbim despre muzică. Ați auzit, da? Și toată lumea știe, videoclipurile cu tine, cu formația, sunt virale. Toată lumea le vede pe TikTok când îi ceri pe băieții cu formația. Eu nu cer pe nimeni. Eu nu cer pe nimeni să ne înțelegem. Eu nu cer pe nimeni, eu nu sunt nebun, nu sunt uh, imposibil, cred eu că sunt aproape în toate facultățile mentale că toate nu le are nimeni. Și când e vorba de muzică, trebuie să te implici și trebuie să dai totul că de cântat, tot trebuie să cânți. Și atât timp cât uh, ești dispus și predispus. Să înveți unde greșești sau să repar ceea ce, ce ai greșit, eu consider că asta este o virtute. Clar, clar. Băi, ce vorbe are, băi, ce vorbe are, m-a terorizat. m-a da. uh, Eu da. consider că atât timp cât nu ești plin de tine, ca să vorbim să ne înțeleagă lumea, atât timp cât nu te crezi că tu ești nu știu cine, atât timp cât uh, Știi că bă, sunt atâția oameni care cântă, și, în ora actuală, toată lumea cântă bine. Da. Să te duci ne-studiat. La de muntă. De-aia l-ai pus pe Alberto să studieze și l-am văzut la pian. Să, bine, să rău. te duci ne-studiat, să nu-ți dai interesul, de două, de sau să lași muzica, Așa. sau să fii de lăsător, sau lasă că mă duc eu, că eu sunt guță și, vezi, Doamne, eu trebuie, mă acceptă lumea, că eu sunt îngăță, mă acceptă lumea, că. Așa trebuie să mă accepte, că vezi, doamne, eu sunt uh, dracul de la, de la cuca măcăi. Nu, greșit. Adică mă refer la mine. Mă refer la mine. Eu am studiat 24 din 24. Și, Serios, dacă te și astăzi? și astăzi? Și astăzi, uite, am fost la Ionuț, la Eduard, am muncit acolo vreo 5-6 ore. Și direct de acolo, dacă ți-am promis că vin, am venit. Nu am cuvinte, suntem 10.000 de persoane acum, fraților. A lăsat o piesă neterminată, ultima strofă, nu a mai tras-o, mai avea o strofă de tras, mi-a spus Ionuț, mi-a zis numai că mă duc la Lucian, o tragem noi data viitoare. Nicolae, te iubesc și îți mulțumesc din suflet. Nu uita să ne dați și nouă urmărire generală aici, unde scrie urmărire cu roșu, loviți-l pentru că este probabil unul dintre cele mai frumoase live-uri de pe platformă. Și încă o dată vreau să vă mai zic să-mi dați follow pe toate rețelele de socializare. Alberto Guță, mă găsiți peste tot. Instagram, TikTok, YouTube. Alberto Guță, 17. Da, bă, ăsta, <laughs> uite deci... Alberto, Al Bibos, respect, Bibos, te-am văzut, salut. Pe Cichita, poate ducem iar un trend. Și da, 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 haideți să încercăm cu toții, suntem 10.000 de persoane, fraților, haideți să intrăm pe piesa asta, Alberto Guță și Nicolae Guță, Ola Cichita. Fii în muzică, mai ai ceva de demonstrat? Mai ai ceva ce îți place? Uite, acum te văd, ești pe locul 3 în România alături de băiatul tău. Mai ai ceva de demonstrat? Vreo, vreun target de atins? Ceva? Nu știu. Doamne, dar cum pot să mă întrebi așa ceva, mă, prietene? Nu știu. Păi cum Do pot să mă întrebi așa ceva? Pentru că muzica e nesfârșită și nu se termine la nimeni. Mă uitam la niște... Nu știu... scapă cuvântul, mă rog să nu vorbesc. Ba, mă rog, da, o să mă exprim cum știu eu, mai înțeles? Da, da, da. Mă uitam uh, la niște reportaje sau, mă rog, uh, legat despre Messi, despre Ronaldo. Păi să nu trenează oamenii acum. da. aș da, gura ta da, dacă l-am văzut pe Messi, dacă nu fuge acasă, dacă nu are 3-4 uh, benzi din alea de alergat și să-l omul cu zi cu noapte acasă. Deci, cu cât am separat, bărân. separat de ce se antrenează cu, cu echipa, se antrenează acasă. La, la, fel, Ronaldo. Și oamenii ăștia au mâncat și gura ta dacă nu știu la câte minute, nu știu câți bani câștigă. Da, da. Dai da. seama la ce nivel sunt oamenii ăștia. Și atunci, cine sunt un lăutar, un ca nimeni, să mă cul pe urechea băi, eu sunt înguță și eu nu mai trebuie să studiez și eu au... la mine să termină că eu sunt dracu și diavol. Nu măncați ta. Nu măncați ta, ți-am spus. Uh, apropo, uh, de-a lungul timpului, multe generații de. știu eu, care am interacționat, care. Da. au Am fost colegi, mulți au spus că eu sunt nebun, că sunt nebun de muzică. Chiar sunt, dar nu nebun într-un mod. Da, da da da, ște, da, da, da. Cealapa. Dar sunt nebun de muzică pentru că de la părintele meu am învățat că dacă te respecti pe tine, așa îmi spunea tatăl meu, că m-a apucat. Adică m-a apucat, eu de mic am cântat și mi-a spus, bă, dacă ești corect, în viață corectă și în muzică. Adică, dacă tu cânți cum trebuie, stai liniștit că toate o să vină de la sine. Și chiar așa a fost. Deci, încă o dată, vreau să mă înțeleagă cei care ne urmăresc, le mulțumesc din suflet și Dumnezeu să-i ferească de rele. Eu, la început, la debutul meu, de, de când mă știu eu pe acest pământ, eu am cântat de mic copil. Asta în 5, 6, 7 ani, nu știu, de când m-am pomeniște, de când mă știu eu ca om. Da, da, da. Și nu am cântat niciodată pentru bani, ca să mă înțelegi. Eu am cântat în niște ipostaze din viața mea, în cele mai, pot să le numesc, dificile, în momente disperate, în momente în care știu eu nici nu știu cum să numesc, că am trecut prin atâtea în viață că nici nu știu să numesc. În momente de tragedie, în momente... Mai de... mult decât atât, disperare, tragedie, ți-am nici nu știu să numesc. Și în acele momente am cântat. Ai cântat vreodată de foame, să n-ai bani? mâncați aș gura, dar pe păi eu, ca să mă înțelegi, eu am 57 de ani și 12 sau 15 12 sau 13 ani din viața mea. Eu am muncit mâncața și gura ta cu târnăcopul și lopata. Și am cântat flămând mâncața și gura ta, că de asta spun. Ai înțeles? Dacă mă iei pe mine de la, de la mine, de la Petroșan și până, până pe la aproape de Craiova, eu cunosc toată calea ferată. Dacă mă duci în Petroșan, tot Petroșanul care îl vezi, a fost pa de mine poate tot din 10-10, poate din 5 în 5 km. Pentru că m-am angajat la 15 ani și de acolo, frate, dă ce știam eu să fac? Dar nu era moda. Te-ai căsătorit ori la CFR, la lopată, la Heiru, la Termoficar. La IGCL așa era atunci. Întreprinderea, gospodăriei comune, locale, mă rog, nu mai da, era da, așa. Da, da. Adică se spărgeau conductele cu apă rece și eram în, în trupa săpătorilor de elită. Nu putea să bage escavatorul, că pe timpul lui Ceaușescu, dacă băgai escavatorul, adică să sape și, și spăgea țeava de acolo, nu mai pleca ei, Te ducea la pușcărie, zice că ai făcut-o intenționat, făcut intenționat, sau... intenționat da, 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 da. te băga la sabotaj. M-ai înțeles? Și eu mânci, mâncați aș gura ta flămând. Ce înseamnă? Eu știu ce înseamnă să lucrezi flămând cu exact ca la pușcările alea rusești. Eu un luptător de gherilă, mâncați aș gura ta. Nu Și te... cât ce ai muncit așa la Păi greu? nu ți-am spus. Nu ți-am spus. Deci, undeva la 12-13 ani, adunat, per total. 12 ani, asta însemna că te-ai dus la 15 ani până la... Păi fost o cutea, la 15 și cu 12, cât? 27. 27, cam acolo, da. Și după aia am fost vreo 2 ani, 3 ani și cărciumar să trăiți. Cum adică cârciumar? Ai avut cărciumă sau lucrat? eu, fratele meu, sau frații mei, Oriș și Samir, deschiseseră un chioșc. Aha, Așa aha. era numit, chioșc, cu... Uh, Go Zamer, am cunoscut. Da. Cu gogoși, cu țuică, cu cafele, cu alea, cu alea și... Ți-au zis, bă, lasă-te, dracu, nu mai merge acolo să sapi. <gântu -i> Vin la mine să te deci tu până la 27 de ani tu ai muncit. Mâncă, dar ce munceam, mâncați gura ta. Dar ce munceam, de cap. Uite, noi am făcut podcastul ăla, dar nu multă lume știe în momentul ăsta. Până la 27 de ani, Nicolae Guță muncește la greu, exact ce ați auzit și voi. Nu la, la greu, mâncați aș gura ta, pușcăria rusească. Ferească Dumnezeu. Așa, după care... Da, eu nu înțeleg pe nimeni. Eu nu înțeleg pe nimeni când se vaită. Bă, sunt obosit. Bă, mi-e greu. Bă, nu știu cum. Nu înțeleg mâncați aș gura ta. De spun că multe generații din lăutare au placat pur și simplu. Au scris că sunt nebun. Eu nu înțeleg pe nimeni bucă mi-e greu că nu știu cum. Nu există așa ceva, mâncați și gurea. Nu există când vrei ceva. Ai înțeles? De multe ori când... Îți dai seama, ca să înțelegi tu că la prima mea trupă care am format-o. Da. Păi eu o conduceam, ca să ne înțelegem. Aveam un brec, mi-am cumpărat un brec, S-a părut că am luat cel mai mare Lamborghini sau nu știu, cea mai tare mașină de pe acest pământ. Eu conduceam, eu montam scule, eu tot, eu conduceam, îți dai seama, fugeam dintr-un cap de țară în altul. De exemplu, de la Timișoara mergeam la Târgoviște, da? Și mi se făcea la volan, mi se făcea somn. Cântam și plângeam. Și când mi se făcea somn, vorbeam cu mine. Toata mi-a spus, bă, vorbește cu tine. Asta e cea mai, cel mai mare atu. Spuneam, bă, băi, ai n-a copul și lopatul așa. Acum când trebuie să când să faci bani, să duci la copii, te-ai tins Pușcam câte o palmă, mă umpleam de sânge. Da dai seama. Cântam și plângeam. Nu mă mai departe. <gântu -i> de băi, un... fraților, băi, ce seară ne face Nicolae Guț exact bă, eu nu mint, a... credem. Eu știu că nu mint Și <gântu -i> colegii mei, uite, colegii mei Adică, din trupa, din toate trupele astea Să spună dacă eu mint Că am cântat cu Atâtea trupe am rânduit, atâtea trupe de-a lungul timpului. Să spună, uite, să intre, să spună dacă eu mint sau dacă eu i-am mințit sau dacă mie mi-a mers vreodată gura iurea sau să mă laud. Nu-mi place nici să mă laud și nici să mă laud. Ai înțeles? Nu-mi place. Mie-mi place să fii realist. E uh, Cum să spun eu? Ai găsit un refugiu din, în muzică în momentul în care ai scăpat de munca aia? De... Nu, eu ți-am spus, nu, nu, pentru mine muzica a fost... Uh, pentru mine, nici nu știu să-ți numesc. Nu știu să-ți numesc în cuvinte. Pentru mine a fost altarul vieții mele. Muzica a fost din totdeauna pentru mine... Tu ce am ai, avut... Când ai, când dai la lopată? Mamă, mâncați aș gura ta. Eu De, eu de, ce ți-am spus că am... Nu știu să-ți definesc sau să-ți numesc în cuvinte prin ce stări am trecut. Când știam că copilașii mei nu au mâncare acasă și o săpam în gropi, să spărgeau conductele și că sap, sap. Dar erau vechi vanele și nu închideau. Trebuia să dai 100 de gălești de apă să scoți 10 de pământ. Și trebuia să știi cum să sapă, dacă nu spuneai apa aia în cap, spuneai că da ți-aș gura ta, luptător de la de gherilă. Exact, mercenar de la cum pleacă pe viață și pe moarte. Nu așa, știi, de un leu doi. Ai înțeles ce spun? Copii acasă, cu trei copii acasă, cu nu lemne, nu cărbun, nu foc, nu mâncare, nu alea. alea. Asta era, ă, asta cu săpatul era la IRGC, a doua oară. Da. La prima dată ai fost la... la... La cfr La CFR. Și la CFR puneai... La CFR eram pe acolo, vai, de steaua mea. Și cu șinele, cu... Cu, șine. cu șinele erau oamenii calificați care... Nu, noi eram acolo, hei, rup. Trebuia, aveai normă, trei traverse, trebuia să, să scoți piatra, ridicau cu vinciu, trebuia să scoți piatra, adică burai, săpai, cu, prindeai cu eclise, cu alea. Mă rog, nu, degeaba. Da, da, Ai da, da. Și trebuia să, intri, să, 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 fii în, să fii în barem. Guță, dar mă uit la tine și am impresia că parcă ieri s-a întâmplat. Tu le mai ții minte pe toate? Cum păi astea m-au ținut treaz mâncați aș gura ta. Și asta m-au făcut luptător. De-a lungul timpului, pe lângă mine, așa au căzut. Știi? Bang, 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 bang. Adică să nu înțeleagă colegii mei sau, mă rog, că fac aluzie la cineva sau... Da, da, da Nu, încă o dată sublinez, adică am văzut a, cel puțin mulți dintre cei care păi au cântat cu mine, vântul. da, dintre cei care au cântat cu mine, pur și simplu au, au clacat. Au zis, bă, nu ne putem ține de tine, da, nu ne putem ține de tine. Ți-e frică în cele mai urâte vise ale tale mai ai uh, coșmarul cu sapa și cu tărnocopul și cu asta? Te-ai gândit vreodată nu, că există... Nu, și la ora actuală, dacă ar trebui să o iau de la început, n-ar fi o problemă. Uh, mi-e frică să nu, să nu fiu bolnav. Mercenar! mercenar. Da, mi-e frică să nu cad bolnav, să rămân, Doamne ferește, într-o fază sau într-o pasă de asta, încât să nu mă pot mișca sau să paralizez. Sau, doamne Ferează, Adică o stare, o stare de sănătate care nu mai depinde de mine. Ai înțeles? Dar de altceva nu, am muncit pentru mine. Eu și la ora actuală stai liniștit. Povestei la un moment dat că aici când muncei din grevă, dar tu auzi Alberto ce vorbește tatăl tău, da? Sunt atent și vă ascult, de nu zic nimic. A, așa, să nu uiți lucrurile astea. Apropo, vreau să mă salut trupa mea. Mă refer trupa actuală. Am niște oameni deosebiți și mulțumesc Domnului Mulțumesc Domnului pe această cale că mi-a dat niște băieți foarte, foarte talentați și muncitori în același timp. Pentru mine, îi consider poate, nu poate, exact ca și copiii mei. Dacă stau și mă gândesc, mai mult am petrecut cu ei și mai mult mi-am împărțit timpul cu ei decât cu familia mea. Și asta mă refer la Raul al meu, cum îi spune eu, Bregovici, la fel Sorin, finul meu drag, Albert, la fel tot finul meu, Dragoș, al nostru, care îl pupăm, toși al nostru, bineînțeles, stai să nu uit pe cineva ca să... Care mai este, vă? Ai zis tot ce trebuia. Și Remus al nostru, că e tot al nostru. Îmi, îmi, tot aduc aminte de ce îmi povestea Nicol, ăsta, cum îl cheamă, pe, Sterică Nemuritorul. Nu pot să-mi imaginez astăzi un solist care să intre în studio și să cânte aceea strofă patru ore. El nu cânta patru ore că nu o cânta bine. Dar tot timpul sunt nemulțumit. de mine. Ați auzit, eu. da? El nu o cânta patru ore. Nu, mai șterge mai dată. Iar o trăgea. Iar, nu, mai șterge odată. Guță, dar e bine. Nu, 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 șterge-o, șterge Iar... Patru ore aceea stropă. Vă dați seama că te creerește cu capul. Nu mai arunci toate alea. Da, da, Lasă-mă, da, da, da. Nu. El cânta patru ore până începea să plângă. El personal. Exact deci... așa, da. Da. Eh. da, exact așa. Eu când încep să plâng atunci eu sunt mulțumit. Atunci tu... Ați văzut că nu vă mint. <laughs> și vreau să vă spun că vorbeam cu colegii, pentru că noi am adus mai multe talente și îi aduceam la studio. Și trăgeau prima voce și spunea, gata, e bine. Cum e, mă, bine? E bine, nu? Da. Păi, tu știi ce piesă cânti acolo? Ce? I-am dat o piesă de la tine. Unde ești? Nu, e, aia e de la Denisa, iartă-mă. Uite, apropo de Denisa, nu uitați că a lansat Core astăzi, o piesă foarte frumoasă a Denisei Unde ești? Căutați-o. Core Unde ești? Bibos, te respect. Uh, vreau să vă spun că a, 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 nu mai țin minte ce piesă, nu am găsit în geanta ta, altă piesă. Mi-aduc eu aminte, imediat. Și... Uh, I-am spus, tu nu trebuie să o câți ca Guță. Tu trebuie să o cânti mai bine decât Guță, dacă e piesa lui. De asta am spus... N-a reușit nimeni. Asta i-am spus și lui Alberto. Pentru că de aici încolo este clar și logic că va cânta melodiile colegilor noștri. Dar el trebuie să-și pună amprenta pe fiecare interpretare. Adică trebuie să cânte melodia, nu știu, unui coleg de-al nostru, dar în același fel, trebuie să-și găsească o cale de a interpreta în care el să cânte mai pe înțeles ca el. Aha. Ai înțeles? Adică trebuie să-și lase, să-și creeze un stil și un stil în care să-l personalizeze, să... Cum eu cred că mi-am personalizat un stil... 100%. Acum, fie că Unora le place, fie că unora nu le place, asta este. Dar cel puțin mi-am personalizat un stil, la rândul lui, aceeași datorie o are. Da, să cânte melodiile colegilor noștri, pentru că sunt melodii frumoase, dar în același timp el trebuie să caute în așa fel încât să-și personalizeze un stil. Să spună, bă, ăsta sunt Alberto, eu sunt Alberto. Azi, asta azi. tot timpul i-am spus, că el trebuie, el trebuie, nu neapărat să cânte ca mine sau. Mă rog, s-au forțat de mine să cânte într-un fel. Nu, el trebuie să cânte ca el, dar trebuie să simtă ceea ce cânte. Aici e secretul. Aici. Să trăiască ceea ce cânte. Da, ne și nouă urmărire generală. Toată lumea, vă rog eu mult de tot, loviți acest buton uh, roșu. Îl vedeți aici, da? Urmărește. Loviți-l, vă rog, din suflet. Și nu uitați să-i dați urmărire și lui Alberto. Alberto Guță, 17, așa, și încă o rugăminte către voi, profităm și noi de faptul că avem o audiență mai mare în această seară, haideți să ducem piesa asta pe locul întâi, este vorba despre Alex, uh, Două secunde, uite că mă uitam la altceva, Alberto Guță și Nicolae Guță, Ola Cichita. Piesa asta, haideți să o ducem pe locul întâi cu puterea minții, vorba magicianului Robert Tudor, cu puterea minții, cu degetele voastre, o ducem pe primul loc. Este pe locul 3 acum și e păcat. Haideți să-i facem o bucurie și lui Nicolae, dar și lui Alberto Guță. Deci, Ola Cichita este pe locul 3 în România la ora asta. O ducem pe primul loc și mâine lansează Nicolae Guță la ora 14 o piesă nou-nouță de la colegul și prietenul meu Ionuț. Uh, zic, cum îl cheamă? Eduardo, că m-am zăpăcit. Eu ți Eduardo. Eu ți Eduardo, bun băiat, bun solist și caracter. A, e. Uh, despre modestia ta, spui că așa ai fost de mic, așa ai fost, n-ai uitat niciodată de unde ai plecat, n-ai. Nu, nu, și nici nu o să uit, dar nici nu aveam uh, de întors cu omul ăsta care e tatuat aici, regele meu. Nici nu aveam de -ntors. Ați înțeles acum ideea acestui tatuaj? Pentru că toată lumea s-a întrebat de ce s-a tatuat aguță, de ce s-a tatuat aguță. Pentru că tatuajul acesta îi A Îmi inspiră, în... îmi inspiră frică, groază, <laughs> respect. Și într-un cuvânt, tatuajul nu spune ține drumul drept că ai dat de dracu. Asta e pilonul vieții lui, stâlpul existenței, quintesenței lui. Uh, rugăminte de mare, ia fiate. Nu mi amintesc că în povestea la un moment dat că eraim, erai la muncă, că erai slab. Da, Aveai, erai tânăr, slab și cum ustați, așa ai povestit. Da. Și că la un moment dat oamenii te, vă, te vedeau cum munce și că erai și slăbuț, și cu târnăcopul, și cu sapa, și cu tot. Și la un moment dat te rugau, lasă-mă, băi, Nicolae, hai, lasă că dăm noi da, locul tău. Da, chiar. povestește așa. tu de aici. Da. Când am început să cânt, mai de foame, mai de una, mai de alta, mai. și plângeam și cântam. Mai când m-au auzit oamenii cum cânt, se uitau oamenii unul pe altul și ce? Băi, omul, chiar așa să câte băieți așa. Au început să plângă și ei și, Bă, lasă, stai tu. dai dai seama, mai ales la ce ul acolo, strângeam, nu știam cum, strângeam de târnăcop, de furcă, ave de lopată. La un moment dat mi s-a făcut și beșici în palmă, s-au spart, făcusem sânge. M-au luat oamenii, stai tu aici, lasă că îți facem noi norma ta. Eu le cântam și să pau și plângeau săraci. Și atunci unul dintre ei mi-a spus, bă, tu de fapt, ce cauți tu aici, mă, copile, mă, că locul tău nu e aici? Să uita la, la mine și cu lacrimi în ochi mi-a spus, într-o zi, dacă Dumnezeu va fi bun, roagă de Dumnezeu, tu vei ajunge o mare. Și tatăl meu tot la fel îmi spunea. Și uite că Dumnezeu a lucrat în așa fel, slavă lui, dar mai ții minte pe nenea asta care ți-a spus că o să ajungi mare? Nu, no, mai ții minte. Era și diferență de vârstă, vă nu Mul măncați Mult aș gura ta, mult. Asta vorbim de acum... 40 de ani. Dar n-am că ai 57 de ani, 50... dar nu arăți arăt. 57. 57 de ani. Eu am zis că ai vreo 50, hai. Nu, încă ți ține Dumnezeu cu mine. Uh, tot, te, tot te vedeam într-o vreme pe uh, televizor cu multe diete, Din, nu le mai ții cum e? Bă, da, le mai țin și acum, dar dat fiind faptul că... N-ai timp. N-ai programul cum trebuie. prea ai timp, ai înțeles? Dar trebuie, pentru că... Apropo, na, acum... Data trecută când uh, mi-a luat uh, interviul acolo, am făcut, uh, mă rog, filmulețele alea, mulți m-au luat la băză, la alea, la alea, cel puțin. De ce? Nu din lume. Asta care... Uite că vorbesc curat acum. Mă... mă rog, nu mai contează. Băi, au făcut și o melodie cu covrigul, cu alea, că mănânci un covrig, că mai ței un... Long. Păi da. aia a fost cea mai tare pildă pe care ai putut tu să o dai. Ai înțeles? Aia a fost cea mai tare pildă pe care a dat-o adică... Nicolae Guță. El, în simplitatea lui, a spus în acea emisiune că el, ca să trăiască, are nevoie de două lucruri. Trei covrigi sau doi cumva. Mult, Cum a -a? e mult trei covrigi. La, la vârsta mea, la vârsta mea, uh, un covrig dacă este super. Adică, foarte de ajuns. La vârsta mea... Nu, a fost... Stai că mi-am anunțat, iartă-mă. Ai zis, eu ca să trăiesc am nevoie de 3 lei. lei. Da. 3 lei, exact, de aici a plecat. Îmi exact. trebuie un covrig, la adică, îmi trebuie un covrig și apoi găsești oriunde. Mai înțelegi? Și asta pe bune am spus-o. Pentru că eu n-am uitat că zile întregi nu am avut ce mânca și asta nu o spun să par merit. Sau nu spun cu niciun scop că vezi, Doamne, să mă pun bine cu cineva, cu lumea, sau să spună, bă, nu, nu mai, mai, mai e. Nu, nu, nu. Eu spun purul adevăr. Și la vârsta mea, și orice om care se respectă, dacă știam lucrurile astea, acum câțiva ani, probabil că le-aș fi tratat cu un. sau într-un alt mod, într-un alt fel. Adică, dacă mănânci prea mult, logic și clar că te vei îmbolnăvi. Va veni o vreme când vei suferi orice faci mai mult decât trebuie, adică toate duse în exces, mai devreme sau mai târziu vei plăti pentru aceste lucruri. Eu știu că am fost internat și la cardiologie, știu că am văzut lângă mine oameni care ferească Dumnezeu, nu s-au mai trezit dimineața și am văzut chiar oameni mai tineri decât mine, chiar tineret ferească, și oameni care au suferit pentru excese sau pur și simplu pentru lucruri pe care nu le înseamă la momentul potrivit. Cu cât mănânci mai mult, cu atât aici ești mai bolnav, ca să ne înțelegem. Adevărat. Cu cât bei mai mult sau faci excese, cu atât ați grăbești. Probabil ferească Dumnezeu să nu vorbesc eu, Sfârșit. că nu sunt eu în stare să dau lecții, nu știu, de nutriție sau de viață nimănui. Asta mă refer la mine. Stric legat la mine, poți să-ți grăbești chiar sfârșitul. Și am văzut-o pe pielea mea. Eu nu cred că un om ar putea râde sau să facă bășcărie sau mișto de treaba asta când Ei, a spus uite, că uite, asta, mă rog, asta brazilianul ăsta, brazilianul de la Bârlad. Da. Da. Mă din punctul meu de vedere, măscărici. Măscăriciul TikTok-ului. În loc să se ocupe de muzică. Să se ocupe de muzică, pentru că l-am lansat și am dat un nume și l-am pus pe o pistă care să-și câștige un leu. Și a uitat atribuțiunile lui că de, el, de fapt, trebuie să cânte. Pe el le interesează care... Cum? Că, adică să imite pe unul și pe altul circar. Eu nu mai știu nicio melodie de-a lui, un hit de-a lui. Aia cu poza. Cu care poza? Unde să pentru Că n-am auzit pe nimeni. Cu tine, nu e cu tine? Pe păi lasă alea cu mine. De acolo ce am mai făcut eu? nu mai știu. Păi vezi. L-au depășit băieții ăștia. Câțiva băieți care... Dar tu ai făcut echipă tare de tot. mi aduc aminte. păi da și unul dintre el, ca, ca să ne înțelegem. Nu. Eu l-am adus la mine în casă, i-am dat să mănânce. Ajutat de mine din toate punctele de vedere. Și el s-a pus acolo. Nu mă că... gândesc. Adică nu spun cu supărare, să nu mă înțeleagă lumea greșit. Dar în loc să ducă mai departe ce eu l-am învățat, el a luat un... Așa ca... Eu nu știu cum să numește, numesc. Ca, un, el a luat muzica ca un moft, ca un, un prilej de, de a ieși în relief. Pamflet, așa. Pamflet, așa. da. Exact, el e un pamflet. No, să te apuci să te mai muțărești. Să limiți pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pe ăla. Și numai de muzică. Să, să nu mai scoți un hit în atâția ani de când a plecat de lângă mine. un, un hit n-a fost în stare să scoată. Au venit tineretul ăsta care l-au aruncat în aer. Și atunci stă să fii măscărici pe TikTok, te întreb. Nu. O stă așa. Te întreb eu, stă așa. În loc să te apuci, să... dacă ți-a dat Dumnezeu un dar, caută să fii cât mai serios, pentru că să înțeleagă, nu știu, nu vreau să supăr pe nimeni, nu vreau nici colegii mei se supor, nici pe nimeni, fiecare este liber să facă ce vrea, dar mă refer la, din punctul meu de vedere, omul plecat cu sorcova, e dement. M-am muncit atât cu el în atâția ani. Nu știa nici, nici ambiție, să spună, ambiție. Cu creonul în gură, un am de zile. Ziba, za ambiție, ambiție, bre, ambiție. Bă, ambiție, ambiție. Să te apuci să te măscărești pe TikTok, că ca ăla, ca ăla, ca ăla, ca ăla, ca ăla, ca ăla, să te imiți pe ăla, pe la numai. Dar să scoate el un hit, să scoate o melodie, sau o și eu. Bă, într-adevăr, omul ăsta a meritat să stea lângă mine. Știi tu vreau un hit de la el? Bă, bun, acum, fără... Nu știu piesa aia cu tine și cu el. Păi lasă-l alea cu mine și de acolo încolo ce am mai scos? Nu mai știu. Păi, Cât dacă nu scoate XY, Aia de la Timișoara sau eu, dacă nu scos sau nu are ce cântă. Da, de măscăriș pe TikTok să fii. Da. Uh, gata, hai să depășim. Eu nu vreau Și să... de asta spun, cu covrigul, cu alea, chiar sunt adevărate lucrurile. Cu cât mănânci mai puțin, asta vreau să spun. Cu atât ești mai ok. Cu cât cauți să ai frână în ceea ce faci, îți duci și viața înainte și să o duci și frumos. Încă o dată, nu fac aluzie la nimeni. Nu fac vreo referire la nimeni. Eu mă refer, mă refer strict la mine, pentru că și eu, la rândul meu, am plătit pentru prostiile mele, am plătit pentru ceea ce am greșit și era să plătesc chiar și cu viața. Am băut atunci la fată, la nuntă, de. m-a găsit boala rea și am ajuns pe la cardiologie și am scăpat ca prin urechile acolo. La Nicoleta? La Dana. Pe bune? Pe, pe bune atunci, da. Cum tu? Adică tu ai fost la un pas de moarte? Chiar la un pas de moarte, da. Pentru Când că am... Asta mă am, referă cu 17 ani, 18 ani. Are Marco al nostru, nepotul nostru drag, care îl pup și pe el și pe Nică, nepoții mei. Câți nepoți ai tot aluat. Păi, trebuie să mă gândesc mă să zic că poate uit pe unul și după aia să supere Mai înțeles. Lasă, lasă, să merge mai departe. Așa. Ai înțeles? -a. -a și atunci trebuie. când Dana uh, mă rog, nu mai intru, în amănunt. Da, 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 -a da, rog, da. Și am fost de ces. acord cu niște chestii și am tot băut mai de supărare, mai de un alt. Și am băut până am ajuns la spital. Ferească Dumnezeu. Vezi? De asta spun că orice ce adică cum spunea tatăl meu, ce prea mult strică. Clar. Văd că sunt mai mulți oameni care scriu aici despre țancă, 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 țancă. Care-i treaba cu țancă în guță? O prietenă. E colegul nostru. Al salut. Ce este pentru ceea ce face. Sănătate. Foarte bine. Așa. Și mergând... cele bune. Doamne ajută. Mergând mai departe în asta. De acolo, de la uh, Săpat, de la. Da, de la traversele alea de șină da, ferată. Da, da, da. Cum ai ajuns în studio? M-am dus la. Uh, eu care e o cale mai lungă, mă rog. M-am dus cu fratele meu să tocmim lăutari din Timișoara pentru nunta lui, și de acolo am cunoscut niște muzicanți care au cântat la noi Aha, cu ocazia așa. unor evenimente și așa așa am ajuns eu solist. Uh, și ai cântat și tu la nunta acolo, la Da, fratele tău? da, da. Dacă dacă eu spun că de când mă știu eu am cântat și toți soliștii care la acea vreme, bine, atunci să cânta mai mult folclor. Da, da, da. Popular... cel, cel cel puțin pe zona noastră. Ba, banat? Da, pe zona noastră. Toți care veneau, dădeau de mine acolo. Ai înțeles? Toată lumea spunea, bă, dracu, Tu aici... Mai erai urât acum? Tot urât Știi, erai? Deci acum nu mă consider frumos, <laughs> dar frumos sufletește. Frumos sufletește. Am talent. Tu mi-o mâncați, aș gurița ta. Auzi? Uh, fii atent. Deci tu ești în... In... Ești, uh... Cu nunta asta se întâmplă toată da. treaba și prima. La Nunta fratelui meu, ori care îl pop și îl salut și vreau să știe că îl iubesc mai mult decât copiii. Mei. Uh, bun, deci de aici pleacă prima dată, prima da. nunta ta. Da. Uh, primul nu. eveniment. Nu. Ai deci... mai cântat să înainte? Prietene, eu. Dar ar trebui foarte mult timp să dezbatem chestia asta. Eu cântam înainte să fiu lansat, adică să mă cunoască lumea, cântam la evenimente, la nunți. Aha. Local. Ai înțeles? Ok. Cântam local cu acordeonul, aveam și atunci, eram într-o trupă cu un om care eu mi-a rămas și acum în suflet, care cânta cu saxofonul, cu acordeonul. Eu am cântat la rece, la rece, eu cu acordeonul, cât pentru cred că 10 soliști, la rece. Tu înțelegi ce? să cânti la rece 7, 8, 10 ore, la rece cu acordon. Da. Mă, tu fără stație. <laughs> băi, <ei>, fratele, <laughs> pentru cine nu-l cunoaște, pentru cine, doamne, băi, deci este încă o dată... dai seama ce, să, ce, înseamnă să cânti 10 ore la rece. Mam. Și să nu regușești și să cânti cu lacrimi în ochi și să trăiești ceea ce cânti. Chiar am ajuns la concluzia că eu așa lăsat de Dumnezeu să cânt. Cumva nu se poate. Nimeni din familia mea, lăutar, cu atâta dragoste și cu atâta dăruire, să te dăruiești muzicii și să pui muzica mai mult deasupra familiei tale. Ai înțeles? Bun. Uh, cum a fost primul tă, prima ta experiență legată de vocea ta când ai auzit prima dată pe casetă, când ai scos primul album? Dar eu, eu. Atunci erau casetofane când m-am lăsat eu. Eu doar mă auzisem cum cântam și tot timpul. Eu tot timpul și lor actuală sunt nemulțumit de mine și parcă mai trebuie ceva, parcă nu e bine acolo sau tot timpul eu sunt într-o într continuă alertă cu mine însumi. Ok. Și atunci tot timpul eu sunt nemulțumit de mine. Uh, Foarte exigent sunt eu cu mine. Tu când ai venit la AMA, tu erai deja nume. Da. Erai nume. În eu... cât timp s-a întâmplat la clicul ăla, bumul ăla, ăla? Păi, eu de la. De exemplu, când am venit la AMA, să zic că la nivel de țară, eu pe partea vestului, adică cel puțin timioarea, Bunedoara... Transilvania, într-un cuvânt, eram foarte cunoscut. Ei, am reușit niște melodii compuse de mine ca să ne înțelegem. Până la volumul 24 sau 25, eu mi-am compus melodiile, eu mi-am compus textele, eu am făcut orchestrația, am avem doar să mixez eu și în rest am făcut de toate. Eu intram în studio. Adică stai puțin, stai un pic, stai că acum mă ridic eu la 180 de grade, cum, mine. Da. cum zice. Adică tu erai și compozitor, da nu și numai a... cântăreț? Și să spun omul ăsta așa cum. Că... Pă bune? Și să spună și eu nuț. Deci până la volumul 24 sau 25, ține minte. Nu mai țin că sunt foarte multe melodii sau multe volume. Eu intram în studio fără melodie, fără text. Adică intram la Ghiță Olaru, care îl salut, intram la recording, intram la domnul Ștefă. Uh, mă rog, cum, uh, casele de producție da, care erau, da, da, da. care erau atunci, la cea oră. Oamenii se uitau la mine, Alt colegii mei de acolo veneau cu texte, cu alea scrise pe hârtie. Eu veneam cu mâinile în buzunar. Dom'le, ce cânți? Nu știu. Bă, cum vorbești tu? La intuiție, la precizie, Man. pe moment. Și uite, colegii mei, cei care erau la acea vreme, să spun, uite, dacă eu te min pe tine sau mă dau eu șmecher sau vezi, doamne, că nu știu ce sau nu știu cum. Dar eu... care a fost primul, primul hit? Hit... Pri... Primul hit a fost de exemplu la volumul unde am eu melodiile alea, adică la nivel de țară, mă refer. Da, hit, hit, ce perverse lumea și rea dintr-o mie de femei. Oh, oh, no! păi leu, pelește pe toate. Ai înțeles? Ei, al a fost debutul meu și recunoscut ca manelist. Într-o zi am să mă fac, da, ai înțeles? Ce perverse lumea și rea Uh, care m-a fost uh, am, ah, și am Am pistol și celular Nu mi-e frică de dușman Ai înțeles? Și multe, multe Ai înțeles? Okay. Melodii făcute de mine, ca să le înțelegem deci nu Poate o, cu o inspirație de la nu știu ce sau nu știu cum, dar în mare parte făcute de mine Asta cu Am pistol și celular și aia cu polițiștii, cu garda cu nu, mascații, cu am băieții de elită. Am, am, băieții de elită, da. Aia era la AMA. Da. Aia era deja la ama. Nu la Nu la ama. Am... De Prietenul elite. meu, uh, uh, Vasile Floria, am realizat un album. Okay. Și de Stai acolo... că spune unde e, imediat. Eu mi-aduc, așa mi-aduc eu aminte. Am băieții de elită. Mama am rupt asta. Nicolae Guță. Am băieții de elită. S-ar putea să ai dreptate. Da, nu e la amă. Nu. Se pare că el a vândut materialul la George la Domnul a prietenul meu. Ah, da, George Hodoroge, de la Râmnicu Vâlcea. Da, Zoom da, Studio. Da, care îl salut, om deosebit. Mă rog, nu mai contează. Ideea este că, adică le-am pleznit eu, adică făcute din mintea mea. Asta, a, a, asta e ideea. Ce? Da, da, da. E când a venit la AMA, deja am cum cu mari compozitori, mâncați și gura ta. Ce să mai mari, de la Focșani, Nec. De Marco. De Marco, mâncați și gura ta. Care... Ți-a făcut piesele direct pe sufletul tău. Exact, pe gura mea, pe calapodul meu, pe... exact ca și cum ne-am căutat de o viață. Așa Dacă mân... este aici, de Marco te pupăm. Așa a vrut viața, așa a vrut destinul să nimeresc oamenii potriviți la locul potrivit. Eu mi-aduc aminte că tu ai spus în primul podcast, dar uite acum, pentru cei care sunt, uh, au venit puțin mai târziu, încă o dată vă rog, dați urmărire generală a acestui cont, vă rugăm, suntem aproape de 600 de mii de urmăritori și vă mulțumim din suflet pentru asta. asta doina dată mulțumim, mulțumim! Mulțumim doina. celor care ne urmăresc, și cel puțin din punct de vedere muzical. Voi face tot ce este posibil ca și până acum, adică să dau tot ce știu și tot ce am eu mai bun. Doina, să rămână, mulțumim frumos Bun, lăsând Viața ta la o parte Acum clar că te gândești la Alberto și cred că La toți copiii tăi, ce să mai încurășim cu Am iubesc toți copiii și n-am făcut niciodată diferență între ei Mare lucru ăsta, dar știi ce vreau să te întreb Dar De ce nu l ai făcut altceva? Nu știu, să Dacă ar fi vrut să fie contabil Sau să fie, nu știu, inginer L-ai fi lăsat? O, prietene, ama, copilăria lui Alberto, dacă o cauți, el a făcut uh, liceul de muzică la Dinulipati. E clar. Ce Ai înțeles? Da. Acum, nu, nu semna că sau chiar trebuia să și cânte, știi? Da. Dar ceea ce probabil știi și tu și multă lume, că el chiar... Chiar e cu pianul. Cu da, pianul, da, da, da. deci chiar cu pianul, a rupt pianul 2. A fost și la... Fără nicio modestie. La festival, nu? La un concurs, nu știu unde te-am văzut. la da, multe concursuri. Puțin mai aproape de microfon, te rog. Și dacă te-ai jucat să-i dai, uh, te-ai câte că un căștiile alea, te rog eu din suflet, ca se aud mai Gata. bine. Da, da, ia prietene. Nu e nicio ia. problemă. Ia le a, a, a așa. Că el, Mulțumesc. aude a, mai a, bine. Așa, așa. Vezi ca face microfonie de... 2, 10, 10, 10. 2, 10, 9. E ce trebuie. Da, am fost la multe concursuri, la foarte multe concursuri. Și ai luat premiul întâi, premiu cu tare. De cele mai multe ori, da. E, cum te auzi acum? Forță! Așa, ai luat premiul, nu? Da. Țin minte, am luat uh, prima oară premiu 3. La Vrei suca pe ceva? Nu. No. Ia sună pe Cristina, vezi pe unde. A, ajuns de da? ceva timp, dar da, să nu vă să vină cu băgăm și copii, de asta toată lumea, fără nicio Băg problemă. Vrei să vin în coace, dacă vreau să în coace. Alberto, de la taică tu. ești conștient că ai pe umerii tăi un nume foarte greu. Foarte greu. Da. Tu știi că orice îi face în viața asta, guță numele ăsta, mulți și-ar da o mână să-l cheme guță. <laughs> ai o responsabilitate foarte mare. Da. Tu ai înțeles ceva din tatuajul ăsta de care vorbește tatăl tău? Și referitor la chestia cu responsabilitatea, responsabilitatea ar trebui să o aibă fiecare om, nu doar eu că mă cheamă guță. Corect. Mă auzi bine. Opresc un pic pentru că vorbește la telefon. Două Cresc secunde. Dacă se trezește, adă-l pe frumosul meu. Bine, iubire. Bun, uh, fii atent. Eu fac de 2 ani de zile live-ul ăsta, și pe TikTok, dar și pe Taraf TV. Din păcate, între timp m-a dat afară de la Taraf ieri. <coughs> Adevărat vorbesc. Așa, și vreau să spun următorul lucru. Căutăm talente. Căutând talente de 2 ani de zile, nu vreau să greșesc, dar în proporție de 80%, toți intră și cântă piesele tale. Am găsit în geanta ta, am ajuns să plâng, uh, greșeala mea, toate piesele tale și asta mă frapează cumva și îmi ridică multe semne de întrebare. Pentru că oamenii când vor să-și vocea, e bine, cântă piesele lui Nicolae Guță. Uh, nu ale lui XYZ, ca să nu dăm nume, că nu vreau să deranjez pe nimeni. Las un pic mai încet, că uh, facem microfon. Mulți uh, colegi de, de breaslă sau din domeniu, cu toată modestia, s-au ridicat datorită melodiilor cântate de mine. Ei, hey, eu mă simt mândru și chiar le mulțumesc. Uh, Melodiile, atât timp unui solist cât se vor cânta, înseamnă că acel solist nu este uitat. Ați auzit ce a zis? Mai țineți minte când v-am spus mai devreme? O colegă de-a mea, o prietenă de-a mea, a făcut o piesă a Denisei, Dumnezeu să ierte. Iar foarte multă lume a început să dea cu hate, că tu nu ești ca Denisa, că tu nu faci ca Denisa, că Denisa era mai bună, că Denisa era mai cântăre. Fraților, nimic mai adevărat. Însă, un solist nu moare decât în momentul în care este uitat, în momentul în care piesele lui nu se mai cântă și piesele lui nu se mai ascultă. Ați înțeles? Michael Jackson nu o să moară niciodată. Freddie Mercury nu o să moară niciodată. Nicolae Guță niciodată nu o să moară. Comparația e puțin, nu puțin, e foarte mare sau nu mă consideră la acel nivel, dar eu mă simt mândru pentru că S-am spus și îți repet, până la volumul 26 sau 27, mi-am compus melodiile singur Și culmea, ce crezi? Acele melodii sunt cântate cam de tot tineretul. Și pentru mine e o mare onoare, pentru că este o muncă pe care, sau pur și simplu, mă gândesc că acum 20, 22, 23 de ani să se cânte în 2024 melodiile care le cântam eu. de ani. Și mai multe piese pot să spun că aproape tot repertorul care l-am abordat eu la acea vreme. Pentru mine e o mare onoare și în același timp o mulțumire sufletească. Pentru că îmi dau seama că flerul meu și ceea ce am gândit eu muzical, Chiar, Ai făcut-o foarte bine. Chiar nu foarte bine. Adică chiar n-am cântat pentru acea vreme. Am cântat în viitor. Bine! -s. bine vorbați. adică nu să mă laud și de că încurajez pe tot tineretul și pe toți cei care vor să cânte, indiferent din melodiile mele care sunt, să le cânte în calea și gurița lor și să dea înainte, să dea Dumnezeu la toată lumea sănătate și, bineînțeles, putere să poată cânta. Dacă spun un negativ, ai, ai vreo stare, ai chef, să cântai ai chef. Nu știu, -o, dacă trebuie, cântăm și așa, la rece nu-i problemă. Păi uite, eu am o am piesă asta. Asta se ascultă cel mai mult la mine. M-a disperat toată România, am efect pe voce. Dacă te apropii de o secunde, ăla are? Ia, are, are. Ia zice-o. Doi, zece. Îi dai tu microfonul ăla tatălui tău? nu e problemă, dacă avem atâția urmăritori și... Nu, nu, ăsta le iau eu așa, dacă două secunde. Ne, dacă nu le cântăm un pic...